Bună seara, dragii mei! Vă salut cu bună seara pentru că e seară, 6:30, aproape de ora 7. Am venit la Albine să-mi stropesc familiile cu ceaiul de coada șoricelului. Ceaiul e pentru paralizie, pentru virusul aripilor deformate. Și se face așa. La un litru de ceai, de apă, se pune la fier, după aceea se pun 20 de grame de coada șoricelului și 200 de grame de zahăr. Stați acolo cu minți, hai da. Las un minut, două să se ridice. Le-am afumat. Și apoi le stropesc printre rame. Dau pe Albina. Se ține la infuzat după ce pui plantele, după ce pui plicurile de ceai, îl ții la infuzat vreo 15-20 de minute și după aceea strecori. E călduț, nu-i rece, dar nici cald nu-i. Se pare că, din ce am observat, se pare că e mai bine, adică nu am mai văzut albină așa mult umblând pe jos. Eu sper într-o schimbare. Sper. Ceva cules mai au. Le-am văzut că vin tare încărcate și curge din rame.
Acum sunt la a doua stopire. Trebuie să dau din 3 în 3 zile, de 3 ori. Cum a apărut asta aici? Ușa asta. Opa! L-am prea strâns. Ce-i? Nu v-am dat destule rame? Ce e acolo de stați toate îngrămădite? Vă aduc vreo ramă, două. Pioneza. Ce? Stai că vă dau un țărăfum dacă nu vreți să ascultați. Nu e nimica. Vă stropesc numai.
Le dau cu stropirea. Tu ce faci? Dar pe ardei de ce iei? A.
mai am ăsta și cred că o să termin ceaiul. Un litru de ceai la vreo 10 familii, dacă așa, da. Nu întotdeauna fix. Și o să opresc filmarea. Dacă aveți alte întrebări, dacă aveți aceleași probleme ca și mine, puteți să-mi scrieți. Bine ar fi să nu aveți așa ceva niciodată, să nu vă loviți de problemele astea, de viroze. Bine, dragii mei, o seară frumoasă și toate cele bune!